Hei, salut și bine ați venit la Statistic Vorbind, singura emisiune cu venituri din Patreon indexate la inflație. Astăzi o să vorbim despre pensii, adică locul 2 în topul chestiilor despre care oamenii promit că sigur o să crească. Mai exact, o să pornim de la promisiunile recente făcute despre pensii și o să pornim o discuție puțin mai largă despre nivelul de trai și rolul guvernului în toată chestia asta. Dar haideți mai întâi să vedem ce s-a promis mai exact. De la 1 ianuarie, punctul de pensie va fi indexat cu rata inflației și va ajunge la 2032 de lei. Asta înseamnă un plus de 13,8%, care teoretic ar trebui să acopere scumpirile din ultima vreme. Așa că pensiile ne vor costa în total peste 131 de miliarde de lei. Problema este că toate contribuțiile angajaților sunt insuficiente pentru a plăti cele 4,7 milioane de pensii din România. Deci pensiile cresc de anul ăsta și nu cu puțin, cu 13,8%. Bine, asta e mai degrabă o indexare la inflație, deci nu e o creștere, cât e o nescădere. Dar totuși e foarte bine din partea guvernului să țină cont de indicatori economici ca să se asigure că un segment de populație vulnerabil, cum ar fi pensionarii, nu își pierde din puterea de cumpărare. Atâta doar că ăsta e efectiv minimul necesar pe care ar trebui să-l facă un guvern, chestie care spune multe despre așteptările noastre fix egale cu zero de la clasa politică. Și pe lângă asta nu-i neapărat inițiativa lor, cât era deja o lege în vigoare pentru chestia asta. Lege de care, ca să fim corecți, ne amintește chiar prim-ministrul. E o lege în vigoare, care pensiile se indexează cu inflația din anul trecut. Am făcut o excepție anul trecut pentru că a fost o inflație mare raportată la inflația cu un an anterior. Era 4% în comparație cu 13,5%, că se face media anuală. Nu va încălca nimeni legile din România. Exact. Puteți să stați liniștiți, nu o să încalce nimeni legile din România. Except în anul trecut, când guvernul a făcut o excepție și a încălcat legea respectivă, ignorând-o doar ca să nu mai indexeze pensiile la inflație. Adică, pe de o parte, e bine că Ciolacu e relativ cinstit în declarațiile astea și nu pretinde că au făcut niște majorări, când nu e chiar așa, dar pe de altă parte, anul trecut tot nu s-a respectat prevederea respectivă și nimeni nu face nimic ca să recupereze pierderile pentru pensionari. Tocmai de asta s-au indexat pensiile la inflație la 13,8%, adică la inflația din 2022. Adică cu cât trebuia să crească acum un an. Asta și teoretic legea la care se referă Ciolacu prevede indexare cu 100% din rata inflației plus 45% din creșterea reală a salariului mediu brut pe anul precedent. Și anul ăsta mai mult ca oricând e foarte important să fim atenți nu doar la ce decizii au politicienii, dar și la cum vorbesc despre ele. Mai ales pentru că propunerea a venit și în contextul în care, în repetate rânduri, Fondul Monetar Internațional, dar și analiștii economici au recomandat guvernului ca în an electoral să se abțină de la propuneri populiste care ar putea să afecteze deficitul bugetar. În repetate rânduri au recomandat guvernului să se abțină de la propuneri populiste. Și dacă exprimarea asta sună excesiv, să stați liniștiți că n-a fost suficient. E adevărat că vor fi creșteri de 40%? Da, vom avea o creștere medie raportat la noiembrie 2023, deci noiembrie 2024 în raport cu noiembrie 2023, o creștere medie de 40% a pensiilor. Wow! Într-adevăr, wow! Și singurul lucru mai wow decât o creștere de 40% la pensii e distanța dintre Gâdea și ministra muncii. Pe de altă parte, Gâdea pare genul de om care n-are voie să se apropie la mai puțin de 6 metri de o femeie. Și bineînțeles, o creștere de 40% la pensii ar fi fantastic. Exceptând că nu asta o să se întâmple. Nu o să fie o creștere efectiv, cât o să fie o recalculare după o nouă formulă complet. Motiv pentru care ministra muncii și-a petrecut fiecare secundă din viața ei în ultimele 3 luni, apărând la televizor și explicând cum o să se recalculeze pensiile din septembrie încolo. Cum le calculăm? Păi, vom avea de la 25 până la 30 de ani 0,5 puncte pe an ori 5 ani, de la 30 de ani până la 35 de ani 0,75 ori 5 ani, iar pentru al 36-lea an mai avem un an ori un punct, încă un punct. Asta înseamnă că avem în total 7,25 puncte pe care le primește datorită punctelor de stabilitate. Da, să trăiești în România a devenit oficial o problemă de matematică. Pe scurt, pe lângă indexarea la inflație din septembrie încolo, pensiile se vor recalcula după o nouă formulă bazată pe puncte. Lucru care a dus la apariția cel puțin 400.000 de articole cu iată cum poți să calculezi chiar tu ce pensie vei avea din septembrie încolo.
Și cu toate că în presă au apărut foarte multe exemple și analize care încearcă să arate că unele pensii ar putea să scadă după recalculare, ministra muncii și șeful casei de pensii ne asigură că așa ceva nu e posibil. Pentru că dacă din calcul rezultă o sumă mai mică decât valoarea care există în momentul de față în plată, există un principiu care a fost tot timpul valabil în sistemul public de pensie, pensionarea va rămâne cu pensia cea mai avantajoasă în plată. Dar cui nu-i crește? Sunt efectiv ore întregi de știri și interviuri cu ministra muncii și șeful casei de pensii, calculând tot felul de exemple și scenarii și garantând oamenilor că nimănui nu o să-i scadă pensia din septembrie încolo. Ceea ce... ok... Dar mult mai important, toate complicațiile astea cu calculele ne ajută să ne amintim un lucru absolut crucial. Aici nu e vorba doar de pensii și bugete și sume, e vorba de oameni. Oameni care din pensiile astea trebuie să trăiască și din perspectiva asta, cel puțin, indexarea la inflație înseamnă că pensionarilor nu o să le scadă puterea de cumpărare, pentru că e foarte important să ne amintim care e principiul de bază al inflației. Pe scurt, inflație înseamnă o creștere generală a prețurilor și scăderea puterii de cumpărare a monedei naționale. Cu cât e mai mare inflația, cu atât poți cumpăra mai puține chestii cu aceiași bani. Deci, teoretic, indexarea la inflația pensiilor înseamnă că puterea de cumpărare rămâne constantă. Dar stai puțin. Salariul meu nu e indexat la inflație. Asta înseamnă că pierd bani? Mă bucur că am întrebat. Da, constant și zilnic și chiar acum. Ups, s-a mai dus 0,01%. Așa e, ca angajat, dacă nu-ți negociezi salariul cel puțin o dată pe an, pierzi bani și diferența rămâne companiei la care lucrezi. Pentru că să stai liniștit ei 100%, sunt mult mai atenți la indicatori economici și cresc constant prețurile ca să țină pasul cu chestii precum inflația. Dar hei, măcar îți mai dau și ție câte o pizza din când în când. La problema asta se mai adaugă și noțiuni cum ar fi productivity pay gap, adică diferența dintre cât a crescut productivitatea la nivelul întregii economii versus cât au crescut veniturile angajaților și e ceva diferență. Conform datelor din SUA, din 1979 până în 2020, productivitatea netă a crescut cu aproximativ 61,8%, în timp ce veniturile angajaților au crescut cam cu 17,5% după ajustarea la inflație. Bineînțeles, aceeași problemă e valabilă și în România. Sincer, concepte ca productivity pay gap sunt mult mai complicate de atât, o să lăsăm un link în descriere, dar important este că consensul general e că inegalitatea economică e în creștere și România, în mod particular, e una din cele mai inegale țări din UE. Și asta e foarte important pentru că, din nou, nu e vorba doar de salarii sau de pensii sau de bugete, e vorba de oameni. Oameni care, în România, muncesc mult, trăiesc puțin și plătesc taxe mari. În plus, avem un număr de tineri în scădere, ceea ce face sistemul de pensii tot mai greu de susținut. Și dacă e vorba de oameni, nu e suficient să ne uităm la sume pe hârtii. Trebuie să ne asigurăm că oamenii chiar pot trăi cu banii respectivi. Iar asta aparent e o controversă de care primul ministru nu reușește nici cum să scape. Mergeți la cumpărături. Ce cumpărați cu 100 de lei? Ce am nevoie? Ce aveți? Ca și dumneavoastră. Am pâine. Ce am nevoie? Zahăr. Eu cred că pot cumpăra consistent. Eu înțeleg că nu vrea să răspundă la întrebarea ce își cumpără el cu 100 de lei. Până la urmă, ce face un bărbat cu 100 lui de lei muncită rămâne între el și colecția lui de bakugani. Dar nici nu poți să ignori frustrarea din spatele întrebării, care vine din faptul că în România, ca om, e tot mai greu să-ți menții măcar constant nivelul de trai. Sau mă rog, poți să ignori frustrarea asta, dar după aia n-ai voie să te miri când te urmăresc reporterii prin magazine. Fotografie de astăzi pentru că premierul Marcel Ciolacu a fost în vizită în teritoriu și a fost surprins de colegii mei cumpărând pufuleți. Cu ce plătește Marcel Ciolacu pufuleții? Haideți să vedem și următoarea imagine. Cu bani cash. Din poza aia pare că Ciolacu era extrem de entuziasmat de faptul că și-a cumpărat pufuleți până a observat reporterii și i-au stricat gustarea. Asta și faptul că și-a luat o pungă cu surprize și una fără arată doar că e surprinzător de pasionat de pufuleți. Dar da, nivelul de trai la noi în țară cauzează foarte multă frustrare. Atât de multă frustrare încât ai oameni ca Piedone care se plimbă prin magazine ca să se asigure că nu ne fură vânzătorii la cântar. Câte grame are? 20. 20 de grame. Ia pune-mi și mie din cel mai scump. Ce produs ați luat cel mai scump? 20 de grame pe cântar din nou. Jumate din aia. Cât are? 25. 20. 20. Vedeți? Asta i-a luat de la gura copilului dumneavoastră. 20 de grame care dumneavoastră i-ați plătit doar prin hârtia aia care o are pe consumabile. Doar în România avem un sistem de justiție atât de bun încât foști pușcăriași nu doar că redevin primari, dar devin adevărați justițiari ai poporului.
Adică același om căruia în trecut nu i-a păsat de autorizații și a perpetuat un întreg sistem care a dus la o tragedie națională, acum nu poate să suporte o hârtie pe un cântar. Dar e foarte bine că domnul Piedone nu permite unor astfel de excroci să facă ce vor ei cu banii poporului. Până la urmă, în ce fel de lume am trăit dacă am permite așa ceva, nu? Ideea e că, în general, guvernul trebuie să ia decizii după diversi indicatori, opiniile experților și după date statistice. Din perspectiva asta, să ajustezi venituri la inflație e foarte bine. Dar dacă nivelul de trai e atât de important, atunci mai sunt indicatori foarte importanți, cum ar fi coșul minim de consum. Noțiune despre care am mai vorbit în trecut, dar pe scurt, coșul minim de consum alcătuiește un set de cheltuieli periodice pentru nevoi de bază pentru un trai decent. Valoarea actualizată pe septembrie 2023 era de 3.807 lei pe lună pentru o singură persoană. Pentru doi adulți și un copil e 8.205 lei. Când aud sumele astea, oamenii în general se gândesc că sunt foarte mari și se poate trăi și cu mai puțin. Și adevărat, coșul minim de cumpărături încearcă să stabilească sumele de care ai nevoie pentru un trai decent, nu pentru subzistență. Și oamenii merită un trai decent și asta înseamnă nu doar hrană și adăpost, ci și chestii precum sănătate, o vacanță din când în când, pufuleți și, de ce nu, pachete pe FIFA. Și înainte să râdeți la importanța pachetelor cu jucători de fotbal virtuali, țineți minte că au fost proteste pe tema asta. Nu este posibil să-i pice la pachete cei mai slabi jucători posibil. Hai să-i arătăm pe cei mai slabi jucători, haide să le arătăm celor de la Electronic Arts ce am primit noi la pachete după ce am făcut 30-0. Hai să le arătăm, toată lumea cartonașele sus! Uneori mi se pare că efectiv nu merităm autostrăzi. Dar înapoi la coșul minim de cumpărături. Prin lege, valoarea lui se stabilește în fiecare an de către Institutul Național de Statistică și ar trebui să reprezinte fundamentul prin care e calculat salariul minim pe economie. Dar stai puțin, salariul minim pe economie nu e deloc 3807 lei. Să nu-mi spui că Institutul Național de Statistică efectiv ignoră legea și nu mai stabilește valoarea coșului minim de cumpărături din 2020 încoace. Știam eu. În contextul ăsta nici nu-i de mirare că oamenii recurg la măsuri foarte extreme uneori ca să obțină mai mulți bani de la guvern. Pensionarii români care locuiesc în străinătate trebuie să dovedească de două ori pe an autorităților din România că mai trăiesc. În caz contrar, plata pensiilor se suspendă. Decizia a fost luată pentru că în multe cazuri familia nu declara decesul și banii de pensie erau încasați necuvenit. Și partea cea mai proastă e că dacă chiar se măresc pensiile cu 40%, atunci pensionarii vor fi nevoiți nu doar să dovedească că trăiesc, ci că își trăiesc viața la maxim. Uite, e foarte bine că se majorează pensiile. Ba chiar se discută și despre scutirea de taxe a pensiilor până în 3.000 de lei. Dar e și clar în punctul ăsta că guvernul ignoră în mod activ date, indicatori și efectiv legi care ar crește nivelul de trai în România. Și dacă guvernul nu face suficiente eforturi încât să mențină sau să crească nivelul de trai pentru oameni, atunci ar putea cel puțin să înființeze un nou minister care să ne ajute să cheltuim mai eficient puținii bani pe care avem. Un minister care să ne ajute să trăim, nu neapărat mai bine, dar mai pont. Un fel de ministerul pontului. Bună ziua! În urma ședinței de guvern de astăzi am emis un nou ordin de ministru de la Ministerul Pontului. Așa că de luna viitoare restaurantele nu vor mai avea voie să vândă apă cu adaos 1000%. Așa că, dragi români, vă recomandăm să nu mai beți apă la restaurant. Puteți consuma apa acasă. Apa se poate bea imediat înainte de a merge la restaurant sau chiar după. Vă rog să faceți un exercițiu de stoicism și de educație financiară și să vă controlați. Că nu înțeleg cum să dai 20 de lei pe o apă care costă 3 lei în magazin, pe lângă că la restaurant doar ți-o aduce dintr-un frigider și o pune pe masă. Înțeleg să plătești un smoothie la care se face ceva. Vă rog să beți apă acasă. Poți să-ți iei un filtru de apă, economisești bani, economisești timp, îți scoți investiția într-o lună și nu mai cari sticlele de apă și ajut și mediul așa. Vă rog să fiți foarte responsabili. Hidratați-vă, dar cu cap. Doar așa putem lupta cu marile corporații. Bând apă acasă sau înainte de a merge la restaurant. Putem să ne vedem data viitoare ca să combatem alte chestii nepont, precum ar fi mâncatul la restaurant sau chiriile departe de centru. Dar ca să concluzionăm, devine tot mai greu pentru oameni să-și mențină nivelul de trai. Și într-adevăr, e complicat pentru orice guvern să crească veniturile oamenilor în timp ce menține economia la un punct cât de cât stabil.
Dar nu putem nici să pretindem de la oameni să trăiască în subzistență până la 65 de ani, în timp ce productivitatea, PIB-ul și economia cresc în continuare, toate astea ca la 65 de ani când intră în pensie să rezolve probleme de matematică ca să vadă exact cât de săraci o să fie. Și toate astea în timp ce noi mergem prin magazine ca să cântărim hârtii și să ne cumpărăm pufuleți. Mă rog, statistic vorbind. Și uite, de exemplu, mă gândeam în partea asta de final, unde oricum e lista cu Patreonii, să-i rugăm foarte mult pe oameni să intre și ei pe Patreon și să ne dea subscribe acolo, pentru că, na, știi tu, în punctul ăsta deja costurile emisiunii sunt destul de mari și ne apropiem de punctul în care putem să facem mai multe episoade în fiecare lună dacă, na, Patreon.